Bine am găsit, prieteni! În acest clip fac un... Deci subiectul pe care îl abordez este puțin mai general și mă adresez în special părinților, celor care aveți copii și copii până la o anumită vârstă la care, să zicem, mai puteți avea influența asupra lor. Noi, ca părinți, avem datoria să ne protejăm copiii și să-i pregătim pentru viață. Un aspect din această protecție și pregătire ar trebui să fie să aibă și o bună sănătate. O bună sănătate atunci când vor fi adulți. Iar unul din aspectele care intervine aici este poate mai puțin evident, dar vă vedeți seama imediat la ce mă refer. Într-un studiu efectuat în Noua Zeelandă, un studiu foarte interesant efectuat în Noua Zeelandă, pe copii născuți în anii 1972 și 1973, s-a analizat impactul timpului petrecut la televizor. Pe vremea aceea era numai televizor, nu existau alte dispozitive, deci impactul timpului petrecut la televizor asupra metabolismului și anume asupra dezvoltării sindromului metabolic la vârsta matură. Sindromul metabolic este acea situație, acea afecțiune în care sunt prezente cel puțin 3 din următoarele 5 parametri, din următoarele 5, deci sunt prezente 3 valori anormale din următoarele 5 determinări, și anume hemoglobina glicată, care ar trebui să fie ridicată, HDL-ul, colesterolul bun, scăzut, trigliceridele crescute, hipertensiunea arterială și grăsimea abdominală, grăsimea viscerală. Deci dacă sunt prezente cel puțin 3 din, sunt eronate, sunt crescute sau, mă rog, anormale, cel puțin 3 din aceste 5 elemente, atunci se consideră că există sindrom metabolic. Iar sindromul metabolic este foarte, foarte periculos. O să vă explic pe iat ce factor de risc reprezintă el. Apoi s-a analizat la acești copii incidența sindromului metabolic la vârsta de 45 de ani. Deci a fost un studiu care s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp. În studiu au intrat 970 de copii, din care la final, date la 45 de ani, au ajuns 870. Ceilalți, din păcate, au decedat pe parcurs. Deci, oricum, un eșantion foarte mare, un eșantion reprezentativ. Concluzia a fost că există o corelație între timpul petrecut la televizor în copilărie și apariția sindromului metabolic. De asemenea, s-a constatat că cei care au privit mai mult la televizor erau supraponderali și aveau și o respirație mai dificilă. După cum vă spuneam, sindromul metabolic este foarte periculos, el este principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, pentru diabetul de tip 2 și, de asemenea, în general, crește riscul de deces cu 60%. Deci cei care au sindrom metabolic au un risc de deces cu 60% mai mare față de cei care nu au sindrom metabolic. Deci situația astăzi probabil este chiar mai gravă și mai acută decât era în anii 70, având în vedere că sunt mult mai multe dispozitive disponibile la ora actuală pentru copii față de ce era atunci. Erau numai televizorul. Acum există tabletă, există telefon, există calculator, există console video și așa mai departe. Deci mult mai multe posibilități pentru copii să petreacă mai mult timp în fața ecranului. Și care ar fi cauza care determină această corelație? Cel mai probabil este sedentarismul. Cu cât un copil sau un adolescent petrece mai mult timp în fața unui ecran, cu atât mai puțină mișcare face el. În plus, de foarte multe ori copiii care stau în fața acestor ecrane mănâncă în timp ce se joacă pe calculator, telefon sau stau la televizor și urmăresc diferite filme. Mănâncă și repede, se grăbesc, ceea ce în mod sigur le afectează digestia și mai mult au tendința să mănânce ceva frugal, alimente procesate în special sau fast food sau popcorn, să bea și o Coca-Cola, un Pepsi, băuturi care conțin zahăr. Deci toate acestea concură foarte grav la apariția în adolescent, deci la maturitate a sindromului metabolic. De aceea eu cred că acest studiu trage un semnal mare de alarmă privind timpul pe care copiii îl petrec în fața acestor ecrane și, repet, în ziua de astăzi timpul petrecut este mult mai mare. Am văzut chiar foarte mulți părinți
dacă este copilul agitat, repede îi dă telefonul sau îi dă tableta ca să stea liniștit. Am văzut la restaurant, de exemplu, e copilul mai agitat, că asta este, sunt copii mai, copilul are energie, trebuie să și-o consume și atunci părintele repede dă un telefon sau tabletă ca să stea liniștit, părinții să mănânce liniștit, să nu fie deranjați de copii. Este foarte prost acest obicei, îi creează copilului această dependență de dispozitiv, el pe măsură ce va crește, va petrece din ce în ce mai mult timp în fața ecranelor, fie că se joacă, fie că urmărește filme, fie că se uită pe YouTube la tot felul de clipuri, pe TikTok mai nou. De aceea, nu știu, ar trebui făcut ceva cu părintele să înțeleagă acest pericol, pentru că îl va condamna pe copilul lui la o viață chinuită, pentru că sindromul metabolic produce o viață de slabă calitate, cu obezitate, cu hipertensiune, cu diabet de tip 2 și așa mai departe. Deci nu e o viață de calitate. Să înțeleagă asta, să-l dea pe copil la un sport, să-l scoată la plimbare, să facă mișcare copilul, să-l lase să alerge, să-și consume energia și de asemenea să fie atent și la ce mănâncă. Închei aici. Sper că vi s-a părut interesant clipul, dați un share să ajungă informația asta la cât mai mulți părinți, la cât mai mulți bunici, pentru că este un aspect cu adevărat grav și foarte important. Numai bine, sănătate, la revedere!